Bună dimineața! Stimate colegi și stimați colegi, permiteți-mi să încep această declarație cu două citate. Primul. Iată cum, odată la câteva luni, cel mult câte un an, doi, reajung, ca acum, iar în punctul în care zic, nu-mi imaginez cum i-ar putea fi mai multă greață și rușine de țara asta, de ce am făcut noi cu ea. Al doilea. Prin nominalizarea lui Mihai Tudose, trăim încă un episod al infiltrării la cel mai înalt nivel politic a ofițerilor și colaboratorilor serviciilor secrete. Ajunge. Guvernarea este a cetățenilor, a societății civile, a partidelor politice, a instituțiilor democratice și nu a serviciilor secrete care se luptă pentru putere și resurse. Nu mai vrem securiști în politică. Nu mai vrem securiști în administrația publică. Nu mai vrem securiști în presă, afaceri, sindicate și universități. Vrem o politică liberă, curată și decisă democratic. Vrem transparență și integritate. Nu este un protest pentru un partid sau altul, pentru putere sau opoziție, ci pentru un principiu. Afară cu securiștii din politică. Primul citat îi aparține universitarului clujean Dumitru Cornel Vâlcu, unul dintre animatorii protestelor din Piața Unirii din Cluj din ultimii ani și are legătură, nu e vreun secret, cu nominalizarea și desemnarea lui Mihai Tudose pentru funcția de premier al României. Al doilea, reproduce textul de mobilizare la un protest anunțat astăzi, marți, 27 iunie 2017, de la ora 19, în Piața Universității din București. În campania electorală mi-am asumat să aduc vocea și revendicările cetățenilor în Parlament și mă țin de promisiune. Și o fac pentru a nu vă putea scuza ulterior că n-ați știut ce se întâmplă, ori că n-ați auzit și opiniile critice ale unei societăți civile autentice. Am început astăzi cu aceste citate pentru a consemna un nou episod din lunga serie a premierilor negre pentru democrația autohtonă din ultimele zile. Să recapitulăm. Săptămâna trecută am asistat la circul prin care o majoritate parlamentară a votat împotriva propriului guvern. Pentru ca spectacolul să ridice tribunele în picioare, am avut parte și de un număr special de prestidigitație, care i-ar face invidioși pe iluzioniști celebri ca David Copperfield ori Iosefini. În fața zeci de camere video, cei 249 de parlamentari care au votat la moțiune au introdus în urne 251 de bile. Apoi, am văzut cum miniștrii parlamentari care au votat împotriva guvernului din care au făcut parte și din care și-au dat demisia, practic au votat propria incompetență, au pretenția, tupeul, nerușinarea, spuneți-i cum doriți, să le fie anulat gestul și să rămână în funcție. Ieri, am punctat un nou moment istoric, abilitarea de a emite ordonanțe pe perioada verii a unui guvern care nu există. Datorită sau din cauza tuturor acestora, punctăm astăzi un nou moment de ținut minte, cel în care un guvern scoate oameni în stradă, mulți, puțin, câți ori vor fi, înainte de a fi votat în Parlament. Felicitări! Și asta nu e tot. Îmi amintesc, și nu cred că ați uitat nici dumneavoastră, cu mulți dintre parlamentarii coaliției de guvernare v-ați plâns de implicarea serviciilor secrete într-un mod total nedemocratic în viața politică a țării. Mai mult, câteva dintre obiectivele și scopurile celebrei comisii de anchetă a alegerilor prezidențiale din 2009, pe care ați inițiat-o cu mult zgomot, vizează tocmai verificarea dacă nu cumva șefii serviciilor secrete s-au întins mai mult decât le-a fi permis plapuma și legea în desfășurarea alegerilor. Și dumneavoastră, ce faceți acum? Numiți în fruntea guvernului un domn cu patalama de servicii secrete la purtător? E drept că despre patalamaua domnului Mihai Tudose, obținută sub îndrumarea unui alt prea bine cunoscut purtător de stele pe umăr, Gabriel Oprea, există suspiciuni mai mult decât rezonabile de plagiat. Păi cum să vă mai pese de furtul intelectual în România, când nici de ăla în care se șutesc banii publici nu vă mai pasă? Cel puțin, nu atâta vreme cât furtul e mai mic de 200.000 de lei. Și până la urmă, chiar ar fi o surpriză fenomenală să propuneți ca premier o persoană cu competențe reale. Țin minte că în toamna lui 2014, când a fost desemnat ministrul al Economiei și Turismului, domnul Mihai Tudose povestea plin de sine cum în lume sunt nenumărate tehnologii care ar permite extragerea profitabilă a aurului de la Roșia Montană, altele decât cea cu ceanură. Ce mai conta că în mai multe rânduri, reprezentanții Academiei Române s-au pronunțat în mod public prin poziții ale instituțiilor, ori participări ale membrii acesteia la conferințe și dezbateri pe această temă, arătând că astfel de tehnologii sunt cel mult una, două și acelea în fază de testare. Ce știu ei, academicienii României? Dați că știe domnul Tudose, că tot are român o vorbă pentru orice.
inclusiv despre prostul care dacă nu e și fudul. Stimate colege, stimați colegi, mi-e greu să înțeleg cum un partid cu atâtea resurse, inclusiv umane, precum PSD, ajunge să propună ca premier un domn cu asemenea calități, atenție la ghilimele, precum domnul Mihai Tudose. Mai că m-aș bucura că mai e o zicere, când inamicul greșește, nu fă nimic să-l oprești, dar nu pot. Că un asemenea domn nu va fi numit la cârma PSD, ci la cârma României. Iar asta ne va costa pe toți, nu doar pe cei din PSD. Așadar, cât încă nu e prea târziu și dacă vă mai pasă, într-adevăr, de interesele legitime ale tuturor cetățenilor acestei țări, nu doar de cele ale liderilor și parolilor din partidele dumneavoastră, faceți cumva ca la votarea noului guvern să greșiți urnele. Va fi o greșeală pe care, fiți convinși, cetățenii români o vor ierta. Mihai Goțiu, senatorul SR de Cluj.